Seaua de dimineață ne ajută să scapi de greață și crește. Bună dimineața, oameni buni! Nouă emisiune, cafeaua de dimineață. Trebuie să recunosc cinstit că nu este cafea, este ceai astăzi. La mine este ceai. Înainte de a intra în dialog cu invitatul de astăzi, pentru că mai mulți dintre cei care ne urmăresc, fie pe site-uri, fie în ziar, fie pur și simplu la această emisiune, m-au întrebat de ce nu atingem în emisiune subiectul aur, vreau să fac niște precizări. La noi, cei de la aur, au fost în emisiune și probabil vor mai veni atâta timp cât limbajul în care se desfășoară emisiunea este în limitele decenței. Ce nu pot eu să înțeleg, apropo de toată această isterie, după ce s-a cerut scoaterea partidului în afara legii, ce nu pot să înțeleg este de ce nu s-a ales o cale de alt tip ca să lovești în partidul AUR. De ce s-a ales calea unei plângeri în justiție pe o temă, Holocaustul, care a fost scoasă dintr-o declarație nefericită a unui nefericit șef de la AUR și creat acum ca o temă națională de luptă împotriva neoleogionarismului, a ultraortodoxismului, a naționalismului, etc., etc., etc. Ce nu înțeleg cei care acum au deschis această cutie a Pandorei este că cei care au votat AUR îi doare în 14 și de neolegionarism și de ultraortodoxism și de naționalism. Ei au probleme cu existența de zi cu zi. Și când oamenii au probleme cu existența de zi cu zi, se agață de orice speranță. Speranță care, din păcate, partidele tradiționale, inclusiv PSD-ul, nu le oferă în momentul acesta. Trăim într-un stat care parcă este decis să-și umilească și să-și, cu ghilimelele de rigoare, să-și pună la punct cetățenii. Eu vreau să folosesc un alt cuvânt, dar probabil mă trezeam dat în judecată. Un simplu exemplu. Individul care conduce încă Ministerul Învățământului și care probabil că o să-l mai conducă mult timp acest minister, cât ori mai exista câțiva copii în România, ne spunea mai de unăzi, anul trecut, domne, vom face testări la școală și vom testa. Ieri, fiecare părinte ar putea să-și ia câte un test pentru copilul lui. Da, statul nu a luat, este și vina noastră a statului. Vorbim despre statul Palmă Barbăcot, se pare. Statul care acum se străduiește să mențină deschis totul, anunțindu-ne că vine valul 5, care va fi mult mai grav decât valul 4. Statul care a început școala mai devreme ca să se pregătească pentru valul 5. Și acum urmările se văd. Ieri erau 5 clase în online, astăzi probabil vom avea 15. Pentru că statul nostru, Barbăcot, statul Palmă Barbăcot,
n-a mai adus teste pentru copii. Deși ministrul sănătății spune, de când nu era ministru, testarea este factorul determinant prin care putem să controlăm pandemia. Statul palmă barbăcot. Și revenind, din cauza aceasta oamenii își îndreaptă privirile spre un partid, cum spunea domnul Murariu, unul din cei doi frați cunoscuți din Iași pentru apetența lor pentru Cotroceni și pentru tema Holocaustului. Aurul prinde la populație. Apropo de Holocaust, noi am dat o lege în care spunem că nu putem vorbi despre Holocaust în niciun fel care ar putea să aducă atingere acestei tragedii. Ideea este că dacă nu poți vorbi în niciun fel, înseamnă că cercetarea istorică se face doar într-un singur fel și doar un singur punct de vedere este acceptat. Ceea ce înseamnă că nu mai există dialog și unde nu mai există dialog, cunosc un mare gânditor de origine ebraică care spunea că unde nu mai există dialog, nu există democrație. Ne oprim aici, deocamdată, pe tema asta, vom reveni. Haideți să spunem că astăzi este 11 ianuarie și că, revenind la teme mai drăguțe, în 1569, în Anglia, era oficializată prima loterie, iar tragerea, extragerea, s-a făcut în Catedrala Sfântul Paul. La vremea aceea, catedrale erau folosite și pentru așa ceva. Astăzi, extragerile se fac la catedrale doar din conturile sponsorilor. Că tot ne aducem aminte de lucruri drăguțe, să spunem că în 1966 începea un serial care a făcut furori în România și nu numai, serialul Dactari, cu maimuța Judy, Clarence Leul, Șasiu și multe alte personaje. Cred că s-ar putea uita și acum copiii la el, bineînțeles dacă corectitudinea politică permite să te uiți la un film cu animale. Unele dintre ele, vai Doamne, erau și dresate. Vai Doamne, erau și în grădini zoologice imense. Să nu pronunțăm cuvântul grădină zoologică la Piatra Neamț. Bun, și în 1973 începea unul din cele mai celebre procese din istoria Americii, procesul spărgătorilor din hotelul Watergate, care a dus la demisia unui președinte american. Ne oprim aici, că am ajuns la cuvântul demisie și este momentul să vă prezint invitatul meu de astăzi, domnul Alexandru Filimon, directorul, managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, la un an de la semnarea mandatului, ca să spunem așa, contractului de mandat. Mulțumesc domnul Bălănescu pentru invitație, mulțumesc și celor care ne ascultă și pentru introducerea deosebită. Ați văzut cum am ajuns la emisie. Mă bucur că ați ajuns la subiectul meu favorit, da. Deci, de ce este subiectul ăsta favorit în spital când pleacă Filimon? Nu știu dacă e neapărat când pleacă Filimon, cred că e când pleacă managerul. Sau când pleacă managerul, în general, adică în general nu se dorește un manager la spital. Eu zic că acum se dorește, din ce semnale am eu în privat, nu că și-ar expune foarte mulți opinia așa, în spațiu public, dar cred că e un pic de nevoie de stabilitate la spital și așa, bun, rău cum sunt, cred că sunt apreciat în general.
Da, deci asta ca să facem introducerea la un an. Acum sunt unii care ar vrea să vă dea câte o diplomă de rezistență în relația cu Consiliul Județean, nu cu Ionel Arsene, nu. Acolo nu-i vorbim de Ionel Arsene în relația noastră, ci de cercul acela care filtrează totul spre Ionel Arsene. Relațiile, să știți că sunt excelente cu Consiliul Județean. Da? Da. În ce sens? Colaborare, comunicare, cum vreți dumneavoastră să discutăm proiecte împreună, le dăm perfect informațiile pe care dumnealor le doresc, discutăm despre următoarele investiții, discutăm despre fondurile care vor fi disponibile în 2022. Haideți că am ajuns la subiect. Ce fonduri vor fi disponibile în 2022 pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, cel vechi? Că pentru cel nou care se preconizează și este pe hârtie, știm ce fonduri sunt. În legătură cu cel nou, noi am dat un feedback deocamdată parțial, dar urmează să discutăm în continuare cu cei care lucrează la studiul de fezabilitate și să le punem la dispoziție informațiile pe care dumnealor le doresc și care sunt de fapt necesare pentru a face tema de proiect, de nu numai tema de proiectare, studiul de fezabilitate. Iar în legătură cu Spitalul Județean Neamț, sunt fonduri, bugetul este mai mare decât anul trecut. Sunt și pe partea de investiții. Din păcate, anul trecut, pe partea de investiții, mai ales în echipamente medicale, am stat foarte slab și nu e vina Consiliului, asta sigur. Sunt acele echipamente pe care noi le cumpărăm 90% din banii Ministerului și cu 10% contribuția Consiliului. Haideți să mai aducem o dată aminte că există trei surse de finanțare practică. Exact, banii de la Consiliu, banii de la casă și banii de la Minister, care sunt pentru asemenea pentru investiții. Da, în special, deci banii de la Minister sunt pentru investițiile în echipamente. La fiecare sfârșit de an se cere o listă de pe fiecare secție, se centralizează, se face un buget. Și toată lumea speră că vor veni banii, acei bani de la Minister pentru a cumpăra echipamentele. Deci anul trecut mai puțin. Acum chiar zero. Cred că am luat două incubatoare, care, dați seama, adică la spital, la un spital de mărimea noastră, reprezintă extraordinar. Incubatoare pentru secția de neonatologie. Nu, mă gândeam că v-au luat și alții ca să faceți un incubator de afaceri. Da, un incubator de afaceri. Nu, un incubator. Un hub. Un hub. Da. Eu vă dădeam un cub. Eu vă aduceam din Ungaria un cub și dumneavoastră faceți un hub. Știu unde vreți. Dar nu, n-ajung. Acolo sunt. Deci, apropo, dumneavoastră, ca spital, ați simțit cumva influența programelor noi venite dinspre zona aceasta? Nu încă. Eu știu că este un program operațional pe sănătate, am și văzut documentul, l-am studiat și urmează să vedem ce se întâmplă cu PNRR-ul. În ce sens? Pentru că suntem pe acea listă de investiții, știți foarte bine, pentru un spital nou și sperăm să apăsăm acele... deci în sensul acesta. Da. Nu, mai mult de atât nu am văzut deocamdată. Bineînțeles că stăm, ca să mă exprim plastic, cu urechile ciulite dacă apare vreun program pe fonduri europene, ori fonduri norvegiene, ori elvețene, orice mai este disponibil, dar deocamdată cred că toată lumea e într-un fel de stand-by. Bun. Haideți să vedem. N-ați primit decât două incubatoare de la Minister. Eu știu că în anii trecuți s-au primit niște... investiții în domeniul ăsta, dar ce anume vă trebuia neapărat și n-ați primit? Neapărat și am făcut, cred că cel puțin 4 solicitări, a fost aparatura pentru secția ATI. Neapărat, care pe lângă ceea ce s-a distrus în incendiul respectiv, sunt și anumite legi care îți impun să ai un anumit tip de aparat pe secția respectivă. Și fapt de altfel discutat și cu cei de la Ministerul Sănătății când au venit în control anul trecut. Ele nefiind prinse pe o listă de investiții, nu pot fi cumpărate, chiar dacă să zicem am avea noi bani din venituri proprii sau altfel. Nu poți pentru că erau, da. Că nu sunt prinse și atunci singura modalitate este să faci niște scrisori, să
cer practic bani de la minister și sunt sigur că am fi primit și cei 10% de la Consiliu, dacă era cazul. Deci, nu. Dar nu. Bun. În momentul acesta, spitalul în ce condiții lucrează? Adică, cât aveți alocat pentru COVID, cât aveți pentru... Care este gradul de umplere al spitalului? Spitalul merge bine din punct de vedere al funcționării. E în continuare un spital mixt. În continuare aveam ieri 67 de pacienți COVID și cred că aveam vreo 25 de suspecți. Dar ideea este să-l menținem în continuare mix și să facem absolut tot ce putem pentru a trata pacienții non-COVID la noi la Piatra. Vom vedea cum evoluează valul 5 și ce putem face în acel caz. Noi avem aceste planuri care sunt cerute atât de DSP cât și de minister și s-au discutat, în care, bineînțeles, se pozitivează, cum vorbim noi între noi, secțiile. În funcție de numărul de pacienți, în funcție prima de... Prima secție în care băgăm... Și tot așa, secție după secție, clădire după clădire, asta este. Noi sperăm să nu ajungem acolo. Bun. În anul care a trecut, care au fost cele mai grele lucruri de făcut? Pentru manager vorbesc, nu mă refer la activitatea medicilor neapărat. Cred că pentru manager ce a fost greu și ce am reușit să fac în primul și în primul rând, cum am mai zis, a fost această secție ATI. Un spital de această mărime fără secția ATI practic nu funcționează. În momentul în care am preluat aveam 6 paturi. 6 paturi nu poți să faci nici tratament COVID, nici niciun fel de altă operație, ca să nu mai discutăm că la ATI ajung și pacienți, de exemplu, de la infecțioase sau de la neurologie, pacienți gravi. Deci secția ATI, așa cum spuneau și doamnele de la Dăruiește Viața, este inima spitalului. Toată lumea, sau foarte multă lume din spital, foarte multe secții, depind de această secție să funcționeze în parametri normali. Ca să vă dau un exemplu, gândiți-vă că acum avem 25 de paturi funcționale și chiar duminică discutam cu șeful de secție și ne întrebam cum am putea să mai mărim numărul de patru, pentru că într-adevăr este nevoie, mai ales pentru cele postoperatorii. Pentru că la Piatra se operează și toată lumea își dorește să opereze, toate secțiile au pacienți și atunci e chiar necesar să mărim numărul de paturi pentru această secție. Până în momentul ăsta, secția externă ATI e doar pentru pacienți COVID? Nu, sau... nu. Deci avem 6 pacienți COVID, vă zic ce, nu datele de ieri, avem 6 pacienți COVID acolo și restul locurilor acolo în ATI, deci 11 plus încă 8, sunt non-COVID. Bun, deci înseamnă că ați modificat... Din fericire putem modifica acea structură în secția modulară foarte ușor, pentru că avem acea tehnologie care ne permite să facem saloanele COVID sau non-COVID în câteva ore. Deci asta vreau să spun, că ați reușit să modificați. Da. Inclusiv protocolul făcut cu cei de la Dăruiește. Deci ce înseamnă asta? Vă spuneam de secția ATI, ce am făcut și... Asta înseamnă, practic, o finanțare mai bună pentru spital, pentru că dacă nu operezi și nu faci DRG-uri, atâta timp cât tu ești plătit pe caz, nu ai de unde să primești bani de la casă. Nu, e mult mai bine pentru pacient, pentru că pacientul poate fi internat și atunci stă și așteaptă, nu știu, 2, 3, 4 zile, o săptămână până la operație. Și astea sunt, vă dați seama, tu îl internezi, el stă, consumă. Când ar putea fi operat în prima zi sau în a doua zi și apoi după câteva zile de recuperare pleacă acasă. Pe când ținându-l în spital 7 zile să aștepte loc la operație, este foarte dificil și bineînțeles se consumă resurse. Bun. Deci secția ATI, care acum trebuie să recunoaștem, dacă nu erau cei de la Dăruiește Viață, probabil că nu aveam. Deci ar fi fost... o situație extraordinar de dificilă în județul Neamț, cu un spital de 800 de locuri fără secția ATI. Ca să nu mai zic de valurile care au trecut, cele două valuri, 4 și 5. Și... Mi-e groază să-mi amintesc de luna octombrie anului trecut. Exact, exact. Când... Deci noi am terminat-o în septembrie și cred că am început să o folosim la maxim imediat după. Da.
Bun, în afară de secția ATI? În afară de secția ATI, cred că am reușit să avem o colaborare și o comunicare foarte bună cu celelalte instituții din oraș. CJ-ul, DSP-ul, primăria, ISU. Presa. Și cu presa, bineînțeles. Păi vedeți, vin la dumneavoastră, deși în mediul public se crede că, nu știu, sunteți împotrivă sau... Unde sunt împotrivă? Se discută. Împotriva cui? Împotriva mea sau nu știu. Eu împotriva dumneavoastră? Da, da. Da, probabil că da. Da. Și vin, vedeți că vin și la dumneavoastră, vin. Cine mă invită, nicio problemă. Da, noi am dat dovadă de foarte multe ori că suntem împotrivă. Da. Nu comentez. Da. Domnul Filimor, acum dacă toți sunt împotrivă, spuneți-mi, de ce lumea vorbește despre spitalul Piatra Neamț în termen de foarte multe ori peiorativi? De ce? Noi am încercat să promovăm medici din spital, să promovăm oameni care lucrează în spital. Există și aici o reținere a celor care lucrează. Dar de ce lumea vorbește de multe ori la modul peiorativ? Sunt și oameni care laudă anumiți medici, anumite secții. Acum, având un an de experiență în spital, pot să spun că anumite comentarii, într-adevăr, sunt reale sau au o bază. Au o bază. Au o bază. Ce încerc este să îmbunătățesc această imagine, dar această imagine nu poate fi îmbunătățită doar de mine. Necesită o colaborare, cum am spus și dumneavoastră, cu secțiile, cu instituțiile statului. Lumea dorește să vadă o îmbunătățire, lumea dorește să vadă investiții, dorește să vadă că nu mai sunt probleme cu apa caldă, cu mâncarea, cu lucrurile de bază dintr-un spital. Din păcate, poate această imagine este dată și de faptul că de 10 ani sunt diverse probleme în spital pe care eu acum le cunosc. La început, dacă mă întrebați anul trecut, poate că auzisem de unele, dar acum am văzut documente și sunt mult mai familiar cu acestea. Și e normal că atunci când un spital e oarecum, cum să spun eu, pus în dificultate de anumite decizii luate din trecut, imaginea începe să piară sau imaginea pozitivă dispare, plus că oamenii călătoresc și văd și eu nu mă compar și nu mă compar cu, nu știu, un spital din Viena sau cu Oradea sau alte zone în care într-adevăr s-au investit și s-au făcut foarte multe. Bun, dar ne putem bune. Compara cu Moineștiul, de exemplu. Da, am această discuție de fiecare dată. Ne putem și eu compara cu tot ce spun, Suceava. Tot ce spun este că acolo a fost stabilitate, indiferent de... managerul a fost la Moinești, cred că 20 de ani și va fi probabil când, până când se termină sau iese la pensie. La Suceava cred că a fost, nu știu, 10 ani sau 8 ani sau ceva de genul. Și în atâția ani vezi o diferență. În acele spitale, într-adevăr, și cultura organizațională este un pic diferită. Da? Pentru că nu prea se mișcă în front, cum zicem noi. Există pontaje, există multe lucruri care încă la Piatra Neamț nu sunt implementate și ar putea fi. Bun, Piatra Neamț a fost spitalul județean din Piatra Neamț a fost un devorator de manageri. Practic. Deci, practic, dacă luăm numai câți manageri au fost în ultimii 4 ani, astăzi deja vă apropiați de recorduri. Deci am un an, da, sunt peste medie, la dublu mediei, ca deci să dublu spun așa, medie. pe ultimii 10 ani. Dar nu asta e important. Important este că, din păcate, în spital și aceasta, și nu comentez de spitalul din Piatra Neamț, eu am părerea mea personală, din punct de vedere legislației, în momentul în care tu pui un manager pe 4 ani, pentru un mandat de 4 ani, nu știu cum s-a venit la ideea asta, pentru că nicio firmă nu își pune un director pe 4 ani din mediul privat. Adică îl angajezi și dacă nu-i bun, îi dai un pachet de rămas bun și cauți alt manager sau cauți alt director. Da, da. Ideea asta că tu ești pe 4 ani, mie nu mi se pare o idee fezabilă în,
mediul românesc. Pentru că toată lumea din spital, absolut toată lumea, orice de la de sus până jos, toți sunt acolo mai mult sau mai puțin pe viață. Și bineînțeles că dai impresia că na, aștept să plece și... Cu excepția pacienților, toți sunt pe viață. Da. O glumă mai neagră, dar da. Da. Și e în mod normal, pentru că dacă tu nu stai acolo, dacă nu ești integrat în comunitatea respectivă, e foarte dificil să ți impui un punct de vedere când, de fapt, na, șicane sunt, comentarii sunt, tot felul de presiuni, tot felul de piedici, evident. Bun, acum lăsând gluma la o parte și fiind foarte serios, atât cât de serios pot fi eu astăzi dimineață, da. A existat totuși o stabilitate la spital. Pentru că avem oameni care au rămas în structuri de conducere, chiar dacă n-au fost manageri. Mă gândesc aici la un Dan Vasile Constantin, care a fost în structuri de conducere ca reprezentant al Consiliului Județean. Mă gândesc la unii medici care au fost ba adjunct, director medical, ba director prin, cum este domnul Juncu. Care... Deci există totuși niște repere la care ne putem raporta. Aș vrea să precizez, Consiliul de Administrație doar avizează. Nu, asta am auzit-o de atâtea nu ori. Nu implementează și cel mult poate să spună că un manager sau alt manager își face treaba sau nu. Dar poate să spună nu? Poate să spună nu la tot ce propunem noi din comitetul director. Deci noi dacă venim, nu știu, cu o idee, da. Da? În deci, general, vă dau un exemplu. Conform legii, trebuie să avizăm. Să trimite la membrii Consiliului de Administrație un e-mail sau facem o ședință, depinde așa. Și dumneavoastră sunteți Filimon, eu sunt din comitetul Consiliului de Administrație. Și ați venit la mine și îmi spuneți așa, a venit un medic cu ideea să transformăm, cum se cheamă, doamne, sala aia de operație pe care am construit-o. Blocul operator, care bănuiesc că e construit deja, da. Să-l transformăm din bloc operator normal într-un bloc operator de zi. Pentru intervenții minore. Da. Și eu, Consiliul de Administrație, după ce stau și analizez cu atenție, spun nu sunt de acord, noi avem nevoie de un bloc operator modern în care să facem operații ca să câștigăm bani mai mulți la spital. Da. Ce se întâmplă în momentul acela? În momentul acela, acea idee ipotetică se oprește. Deci se oprește. Da. Deci, dacă Consiliul de Administrație vrea să se implice cu adevărat, nu doar să avizeze, poate să o facă. Deci, asta aici poate, vreau să ajung. Consiliul poate să stimuleze o idee. Sau poate să o oprească. Sau să o oprească. Dar e dreptul dumnealor dat prin lege. Deci exact. Prea... De aici, adică nu vreau să spunem, să rămânem cu imaginea aceea, Consiliul de Administrație de la spital doar avizează, ei nu iau hotărâri. Normal că nu iau hotărâri. Dar pot să tragă de mânecuță, de exemplu, să spună, băi, ia să vedem noi, ce-i cu chestia asta aici? Uitați, să citesc un domnului manager Alexandru Filimon. Sper să fie lăsat în pace de politicieni să-și facă treaba. Asta sperăm și noi. Tocmai vreau să spun că eu am fost lăsat în pace și nici nu am primit acele piedici de la Consiliul de Administrație în anul în care a trecut. Da. Să mergem mai departe. Trecem și peste asta cu Consiliul de Administrație. Care sunt planurile pentru anul acesta? Pentru că aveți restanțe și dumneavoastră și președintele Consiliului Județean. El în 2016, când și-a prezentat planurile de mandat, a spus așa, priorități pentru mine sunt două la spital. Pediatria și blocul operator. Cum se leagă asta de planurile pe anul acesta? Pot să vă zic că și pentru mine pediatria este o acțiune prioritară. Am și consemnat ieri într-o știre. Vrem să aflăm exact ce putem să facem acolo și să avem un proiect pe care să-l putem finaliza
dar nu finalizat în modul doar de a termina proiectul respectiv, ci finalizat în modul de a primi autorizație de funcționare atât de la DSP cât și de la ISO. Adică să se acope... Adică ceea ce vrem să facem acolo, vrem să corespundă standardului de astăzi. Eu vă întreb acum, deci lăsând la o parte toate... E posibil pe ce s-a construit acolo să se ajungă la standarde? Nu trebuie să vă spun eu că nu trebuie să vă spun eu dumneavoastră că legile și standardele din România se schimbă destul de des. Am înțeles. Da, deci e posibil ca atunci când vine, nu știu, un inginer sau un arhitect și se uită la acel proiect să spună cablurile respective erau bune atunci când s-a făcut proiectul sau conform standardului atunci când s-a făcut proiectul în 2015, dar pentru 2022 nu mai sunt bune. Nu e vina nimănui, nu e vina nici CJ-ului, nici a fostului arhitect, nimeni nu, nici, nu caută da, nici a constructorului, bun, și vor trebui va trebui schimbat acel la cablu. Pediatrie, e doar un exemplu. La pediatrie vina este în zona proiectantului. Nimeni nu vrea să recunoască nimeni nu vrea să recunoască lucrul acesta, nimeni nu vrea să spună. Acolo au pornit toate hibele și de acolo încolo. Dar... Noi am avut o echipă din București care a venit și s-a uitat la proiect și a studiat și așteptăm un răspuns să vedem ce propunere ne fac dumnealor. Deci, pediatria, să o aducem la standarde. În momentul acesta, la ce nivel ne aflăm? Nu s-a făcut nimic anul trecut, într-adevăr, deci funcționează așa cum știm toții fără... Nu vreau să-mi aduc aminte cum. Fără aviz, da? Aș vrea să am un proiect anul acesta pe care să-l pot implementa și să fiu liniștit că pot să-l implementez și îl termin. Bani vor fi ori de la Consiliul Județean, deci astea sunt niște discuții pentru terminarea proiectului, ori din sponsorizări. Noi avem discuții. Îmi doresc foarte mult să am acest proiect făcut ca lumea. De finalizare a proiectului în sine. Este și cazul după atâția ani, este și cazul, mai ales că acolo s-au băgat și bani printr-un proiect european, nu mai revin ce s-a cumpărat, cum s-a cumpărat. Sunt deci, alte organe cu care am discutat, am avut discuții anul care a trecut și ați văzut că iar este un proces acolo, deci trecem peste ce s-a întâmplat în trecut, important e ce facem de acum înainte. Bun. Ce se întâmplă cu blocul operator? Mă rog, noi îi spunem bloc operator. Că... Cu blocul operator, deocamdată, sincer vă spun, este în stand-by. Mie îmi trebuie, iarăși, o expertiză ca să aflu ce s-a întâmplat acolo, ce materiale s-au folosit, dacă pot fi folosite în continuare, dacă sunt pentru uz medical. Deci aceste documente pe care dumneavoastră cred că le discutați de mulți ani, de înainte de mandatul meu, sunt în continuare niște documente care sunt destul de dificil de descifrat. Acum, asta cu descifratul depinde, știți, o descifrat în al doilea război mondial, codurile japonezilor și ale nemților. O să vă rog frumos. Dar le-au luat și lor ceva timp să descifreze codurile respective. Da, le-au luat timp, dar războiul a început după câțiva ani, imediat acolo au descifrat. Aici, pe timpul domnului președinte Marcoci, fiei amintirea vie în Consiliul Județean, s-a semnat un act prin care s-a dat un teren unei firme private, care firmă privată a zis, băi, uite, noi construim aici pentru voi un bloc operator, ne facem și noi o secție de, am uitat, dializă, parcă, nu? Exact. Este un domeniu absolut nerentabil, un domeniu greu pentru un spital județean să-l țină. Și atunci s-a hotărât, lasă să vină ăștia să facă dializa, ne fac și nouă un bloc operator. A venit domnul Pruteanu, fie amintirea binecuvântată la Consiliul Județean, și au semnat un act adițional. Aia au zis, bă, știți ce, nu-l mai facem noi. Ia luați niște bani aici și faceți-l voi. Din nu știu câte din alea mese
Au rămas mai puțin tele. De acolo încolo a urmat șmecheria tradițională. Banii erau în cont, noi am deschis o investiție și am zis așa, avem noi niște bani în cont, ne mai dă și ministerul, mai vedem, facem investiție, cum se chema aia, cam uita, multianuală, nu? Da. Investiție multianuală. Asta este marea șmecherie cu investițiile în România. Investiții multianuale, că se uită. Cât s-o dat acolo, cât s-o făcut acolo. Și am ajuns în situația în care, brusc, dintr-o dată așa, după ce a venit o instalație de aer condiționat sau de răcire, sau cum Dumnezeu... Chillerele respective. Chillerie, așa, bă, nu se mai potrivește. Și dacă nu se mai potrivește expertiză, hai să vedem cum facem, hai să schimbăm, s-au schimbat managerii, s-au schimbat viziunile, a venit unul și a zis, nu bloc operator. Cine trebuie nou bloc operator? Facem unul mai micuț, așa. Și când trebuiau să termine, nimeni nu răspunde, pentru că avem organe colective de decizii. Aveam organe colective de decizii, acum avem manager. Ce ați expus dumneavoastră acum arată oarecum publicului dificultățile care sunt acolo doar cu un singur proiect. Dar mai sunt cazuri și mai sunt proiecte, nu la învergura respectivă, care sunt la fel de dificile. Și tot și așa. Și de demult și stau acolo și... Și stau și, da, și vine Curtea de Conturi și ne zic acum să luăm măsuri. Păi ia spuneți-mi și mie, ce proiecte mai stau așa de care eu să nu știu? Cred că le știți pe toate. Haideți, spuneți-mi și. Nu, cred că le știți pe toate. Sunt bani de recuperat, de exemplu, cu accize. Sunt bani de la... Accize? Da, accize. Asta e cu cei? Gen nu... pentru facturile de gaz de la E.ON. Că ele erau... Așa. Și au fost plătite, dar nu-i treaba dumneavoastră nu asta. Nu-i treaba mea, eu nu zic că e treaba. Nu-i treaba spitalului. Treaba mea acum este să recuperez acești bani de la... Diversi. Că acolo, explicați un pic fenomenul. Deci gazul are un anumit regim, nu? Da. Plata. Noi nu ar trebui să plătim accize. Cineva trebuie să facă o cerere să nu plătim accizele respective. Păi, așa, se uită, s-a mai uitat. Cineva de la Delgaz Grid sau cine? Nu, cineva intern, bineînțeles, de la tehnic. De la tehnic, nu? Da. La tehnic din spital. De la tehnic din spital. Păi și mai lucrează la dumneavoastră? Din câte știu eu, da. Ca să aveți de unde să recuperați banii. E și asta o politică. Da, să ai de unde recupera banii, îl ții aproape. Deci țineți dorei aproape ca să poți să recuperi bani de la ei. Nu neapărat, nu e chiar strategia pe care încerc să o implementez acolo. Dar da, sunt diverse cazuri și fiecare caz vă dați seama. E o discuție, se caută documente. Păi nu, da. Domnul Filimon, acum lăsând gluma la o parte. Da. Asta este o chestie, cum să vă spun eu, de gâgă. Sunt foarte multe chestii banale. Așa de este. Gâgă? Da. Adică tu știi că trebuie să... economisești la factura de gaz. Sunt treburile complicate pe care dumneavoastră le-ați menționat, cu pediatria, cu bloc operator, în care au fost foarte mulți bani, foarte mulți oameni implicați, proiecte și așa mai departe. Și sunt chestiile astea la care te uiți și zici, wow, cum... Da, ele adunate înseamnă bani mulți. Înseamnă bani mulți, da. Ele adunate înseamnă bani mulți. Asta cu accize, interesant. E doar un exemplu simplu. E doar un exemplu simplu. Aveți și povestea cu banii de recuperat, dar aia nu sunt așa de mulți la fondul de salarii din spital. 1 milion e chiar puțin. Da, eu am încercat o altă versiune a managementului, ca să spun așa. Am văzut. Chiar am fost pe câteva secții, cred că vreo 5 sau 6, în care mi-au spus că până acum n-a venit niciun manager la dânsi să discute cu ei franc și să le explice ceea ce era de explicat. Acum, că dumnealor sunt de acord sau nu, e bineînțeles dreptul dumnealor. Ținând cont de sumele care sunt de recuperat pentru spital, că nu sunt banii lui Filimon, bineînțeles, eu am considerat o treabă de bun simț să mă duc, să prezint, mai ales că le iei bani oamenilor, nu le dai. Da? Când le dai,
sporul și așa, e foarte bine. Și foarte nici atunci nu e bine totdeauna, că nu... Că nu nimere sporul care trebuie. Nu nimere sporul care dar trebuie. Dar când te duci să dai bani, e foarte simplu. Uite, v-am dat bani, v-am dat echipamente, v-am văruit salonul, v-am adus paturi noi. E foarte simplu să fii cel bun. Da? Când e de luat bani, am zis, ok, mergem, e și începutul de an, am mai avut niște discuții, s-au făcut mici ședințe, au mai avut anumite cerințe de pe anumite secții, a fost, din punctul meu de vedere, a fost foarte ok. O să vedem rezultatele concrete. Bun. De când ar trebui să înceapă recuperarea acestor bani? Deci, propunerea a fost ca prima rată sau prima tranșă să fie luată din salariul din luna februarie. Deci, nu, deci în martie, cum ar veni. Da. Deci să plătească toată lumea în 11 rate suma respectivă. Și am explicat, sumele sunt mici, în special pentru personalul mediu, sunt sume mici. Într-adevăr, la doctor brutul era ceva pe la 2.000-2.200 de lei pentru un medic primar. Brut. Împărțit în 11 luni. Brut. Da? Din care scazi 40%. Cât e garda unui medic primar? Nu știu, că depinde dacă e de weekend. Dacă de, nu, o gardă normală. Câteva sute de lei. Da. Deci, nu se, știți, aici nu e treaba, nu cred că e problema banilor, e problema că spitalul, de principii. De principiu, că spitalul a cerut banii înapoi. Asta e, de fapt, discuția. Și, bineînțeles, totul pornește, din punctul meu de vedere, de la ceea ce spune medicul șef sau medicii din colectivul respectiv. Pentru că nu-mi imaginez eu că va fi vreo infirmieră sau îngrijitoare care va ridica mâna și va zice, domnule, eu nu vreau să plătesc. Eu mi-am avocat pentru aia 100 de lei care trebuie să-i dau înapoi. Mă duc și mă cer cu managerul în instanță. Să vorbim cinstit, 100 de lei la... Păi, o infirmieră trebuie să dea 200-250 brut. Dacă scădem 40%, rămâne, nu știu, 150 net. Împărțit la 11, e vreo 10 lei pe lună. Nu vreau. Rămâne să vedem. Nu vreau să intru în discuție. Rămâne să vedem ceea ce se va întâmpla. A fost o propunere, cum am și zis. Nu a fost ceva forțat. E așa numită calea amiabilă. Da. Câți medici noi au venit anul trecut la Piatra Neamț? Medici noi, dacă mă gândesc, pentru că oricum n-au fost atât de multe concursuri cu pandemia, cred că vreo 10. Mult puțin? Cred că se putea și mai mult. Sunt secții care au un deficit major de medici, cum ar fi ATI-ul și infecțioase, unde n-am reușit să atragem pentru că, de fapt, nu sunt în toată țara, nu numai la Piatra Neamț. La infecțioase nu sunt medici nici acum? Nu. Am avut un concurs, l-am organizat, a luat cineva din Focșani, dar nu i-au dat drumul. Pe o anumită lege... Cât e stare de alertă, ateiști, infecționiști. Am înțeles că nu mai avem stare de alertă, că s-a câștigat în instanță, dar poate încercați. Dar... Nu știu, aștept o hârtie oficială. Am văzut, dar aștept o hârtie oficială. Da, a fost păcat, pentru că chiar aveam nevoie și acum noi avem a doua gardă practic de la infecțioase, e făcută cu medici interniști sau din alte specialități. Asta nu este, este bună, mai ales infecțioase în perioada asta. E foarte dificil. Bănuiesc că medicii de infecțioase acum sunt, de când sunt în prima linie? Deja au 2 ani. Au 2 ani și de asta spun, vorbind de spital și de imagine, sunt secții care nu au nicio problemă și își văd de treabă și fac tot posibilul să își facă programul, să ajute colegii, să vină cu idei, cu propuneri pozitive pentru spital, ce să mai facem ca să fie bine spitalul și pacientul. Și, din păcate, sunt și unele secții care, nu aș spune că pun frâne, dar își văd doar interesul. Am un comentariu. Vorba românului, când le dai, le fată vaca, când le iei, le moare vițelul. Comentariu. Da, e un comentariu simpatic, dar din nou, nu a fost o invenție, a fost o eroare, nu a fost o invenție a managerului, s-au plătit niște bani în plus și sper să avem înțelegeri. Da. Nu uitați, ceea ce probabil nu s-a spus sau nu se discută foarte mult, la mine vin foarte multe cereri. Zilnic sunt cereri de pe secție pentru diverse lucruri. M-am dus și eu cu o cerere la dumnealor la începutul anului.
Mi se pare normal. Acum, vom vedea sunt la o parte toate, banii aia s-au primit, s-a constatat că s-au dat, mă rog, depășindu-se litera și spiritul legii respective. Cred că ar fi foarte bine pentru toată lumea ca eu să rămân doar cu o cerere și dumneavoastră să continue să vină cu cereri care în general sunt aprobate. Bun. Cam ce cereri primește un manager într-o zi? De exemplu, ieri ce cereri ați primit? 10 de cereri sunt. Da, dați-mi niște exemple. De la adeverințe, concedii, participări la cursuri, cereri de posturi noi, de scos la concurs, de echipamente, de medicamente. S-au făcut cursuri anul trecut pentru medici? Unii dintre ei au participat la aceste cursuri de pregătire profesională. Eu doar, cum avizat. Zic, sunteți pe postul consilierii de administrație la spital. Exact. Pleacă o zi, două, cinci la cursul respectiv. Au dreptul la 10 zile de curs pe an. Nu e treaba mea să verific. Toate cele certificate sau competențe sunt puse la dosar și sper să le folosească. Eu mi-aduc aminte acum câțiva ani buni. Făcusem un material cu un aparat care era într-o secție celebră de la dumneavoastră din spital pentru vivacitatea medicilor din secția respectivă. Și era un aparat, am întrebat, dar de ce nu-i folosit? Păi zice, nu prea avem competență pe el. Păi cum nu? Și cineva spune, da, avem colegi care au făcut cursuri pentru a obține competențele. În ce perioadă? Am întrebat eu naiv. În perioada aia, colegii respectivi au făcut și gărzi, au fost și la cabinetul particular, au fost și prin spital, dar ei făceau și cursurile. Nu erau la Iași sau la Bacău. Mai greu cu cursurile astea când... Acum, după un an, mai am și eu informații din astea. Aveți, deci nu sunt singurul. Prefer să le țin și... Nu am niciun motiv. Faceți o arhivă? E bine să fiecare să aibă o arhivă. Mă bucur că după atâția ani sunt confirmat și eu că se mai practică genul acesta. Da, eu chiar îmi doresc aceste, și nu vorbim aici despre toată lumea, chiar îmi doresc aceste competențe și știu foarte mulți doctori care se duc, participă și implementează ceea ce învață. Asta la persoanele respective. Se vede în feedback-ul pacienților la medicii exact, respectivi. Exact. Feedback care ajunge și la noi. Să știți că ajung e-mail-uri în care într-adevăr se scrie asistenta respectivă, doctorul respectiv, nu m-a băgat în seamă și așa mai departe, o plângere. Dar sunt și e-mail-uri care vin la manager cu laude despre un colectiv sau o secție pe care eu le transmit. Da, deci aici depinde de oameni. Pentru că contează și pentru dânsii să vadă că totuși fac o treabă bună. Cum a spus și dumneavoastră, imaginea e cum e. Orice vorbă bună, chiar și mie când mi se spune că fac ceva așa, parcă e altă tonus, parcă alt tonus ai în ziua respectivă când totuși ai făcut ceva bun și nu numai dezastre și lucruri rele. Nu aveți mână bună la secretare. Văd că din cele câte au fost să dea proba, niciuna n-a trecut testul scris. E a doua oară când dăm examenul respectiv. Nu știu ce mână ar trebui să am. E pur și simplu... Dar poate ar trebui să începeți concursul cu proba practică, nu cu proba scrisă. Acum vă mărturisesc, am fost ieri și chiar le-am zis. Vă vom da niște subiecte simple pentru că doresc să veniți la proba practică. Pentru că e evident că proba practică e foarte importantă în jobul respectiv când îți vin hârtii dintr-un spital întreg. Teancuri și teancuri și trebuie să fii extraordinar de organizat, extraordinar de bun comunicator, să înțelegi, sunt anumite chestii de discreție, de multe lucruri. Da. Da? Și chiar am zis și am făcut niște subiecte, zic eu, simple. Nu am reușit să avem un candidat care să treacă proba scrisă. Păcat. Dar postăm din nou. Deci scoateți din urece. Nu, din păcate chiar e nevoie. Persoana care ocupă acum locul respectiv este transferată momentan pe un post important, cea care are grijă de toate posturile din spital, statul de funcții, transferă. Adică la personal, nu? La personal. Post care a fost eliberat de altcineva care a plecat la DSP și acel post e un post cheie. Deci mie îmi place că posturile, plecările astea din spital sunt extrem de drăguțe. A plecat la DSP un personaj, a plecat unul și la DGHSPC. Da. Deci
Da. Sunt curios dacă există vreo firmă de construcții dornică să preia vreun inginer de la spital. Nu cred. Nu există, nu? Nu cred. Ca să terminați și cu domeniul respectiv. Lucrăm, da. Lucrăm la asta. Dar da, din păcate e un post și revenind la asta, nu e un post bine plătit. În general, că nimeni nu menționează treaba asta. Ba, au menționat mulți, 2000 de lei. Da, personalul, nu, dar personalul TES a rămas la un nivel, nu știu exact legea și cum, pentru că n-am lucrat la buget foarte mult și eu cum n-am niciun spor, n-am nimic. Dar personalul TES a rămas la un nivel salarial scăzut din, nu știu, 2018 sau ceva de genul, pe când personalul medical a beneficiat de prevederile acelei legi. Da. Bineînțeles că există niște discrepanțe. Eu ce să vă zic, când un director financiar la un spital, și nu mă refer la Piatra, în general în țară, primește 1000, nici măcar 1000 de euro în mână, nu știu dacă este ok când ai 300 de milioane, 350 de milioane de lei buget pe mână, practic, să-l cheltui. Și 1600 de angajați? Sau cred? Da, și 1600 de angajați. Deci vorbim ca un cadru legislativ, nu vorbim ca... Apropo, care-i fondul de salarii pe lună? Acum e foarte mare. Din banii primiți de la casă reprezintă cam 92%. 92% ați ajuns în momentul acesta? 92% pentru că noi încă nu avem adresabilitatea și nu avem încă numărul de pacienți pe care îl aveam înainte de pandemie, pacienții non-COVID. Și bineînțeles că aceste salarii se reflectă în treaba asta. Revenind, care-i cifra? Că 92% am înțeles. Deci, ce cam... cifră? Care-i valoarea, așa, lunar, o medie? Cred că 15 milioane pe lună. 15 milioane pe lună. La 1600 de angajați? E o sumă. E o sumă. Și, deci ăștia sunt bani pe care îi primiți de la casă. Bani pe care primim de la casă și în momentul în care trebuie să suplimentăm, suplimentăm din rezervele noastre. În momentul ăsta, casa cum face plata banilor? Doar pe celebrele raportări sau se suplimentează? Noi am scris acum un an cum era. Este partea cu COVID-ul și de asta noi avem aceste raportări foarte clare, ce secții, unde, sporuri și așa mai departe. Și după care este partea pe DRG-uri, pe acești indicatori. Când operezi, când... Bun, asta am înțeles-o. Când... Pentru asta îți decontează exact serviciile prestate. Da. Dar serviciile prestate, acum tocmai spuneați, nu se ridică la nivelul celor dinainte de... Nu se ridică la nivelul celor de dinainte, pentru că am spus și da. De ce a fost... Și atunci se compensează cu bani primiți pe COVID. Mai avem banii de la COVID, plus mai avem banii din programele de sănătate, care sunt programe naționale cu bani de la minister. Și acolo intră și salarii? Nu, dar ne ajută. La funcționarea spitalului. Am înțeles. Că vă dați seama, dacă noi am avea numai 8% pentru funcționarea spitalului, probabil că de-abia am reușit să plătim lumina și gazul. Da, nu ați să plătiți lumina și gazul, nu le plătesc Consiliul Județean. Nu, dar asta spun. Dacă am avea doar banii ăștia și 92% se aduce la spital, la salarii, ar fi foarte dificil să funcționăm. Dar noi primim banii de funcționare de la CJ, primim și acești bani de la Ministerul Sănătății și atunci bineînțeles că sunt bani pentru medicamente, sunt bani pentru ce mai trebuie să mai cumpărăm noi. Vă descurcați cu medicamentele acum? Aveți medicamente pentru tratament COVID în momentul acesta? Avem. În decembrie am făcut o ședință mare și am făcut un comitet al medicamentului. Deci avem un comitet al medicamentului la Spitalul Județean. Medicamentului care... Asta este o știre, ca să spun așa. Cine face parte din el? Directorul medical, farmacist și cred că încă câțiva șefi de secție. Nu știu exact. Și deci ei trebuie dar se coordonează ceea ce se dorește pe secțiile respective, da? Ca să nu comandăm lucruri în plus, dar să avem minimum necesar întotdeauna pentru aceste medicamente. Iar noi în decembrie am făcut un efort de vreo 2 milioane jumate de lei să luăm medicamente, cel puțin să avem până la sfârșitul lunii ianuarie, dacă nu și începutul lunii februarie, să nu intrăm în discuții că furnizorul respectiv e în vacanță, că Unifarmul nu are medicamentul respectiv în țară și așa mai departe. Pentru că noi depindem de aceste contracte pe care le avem și dacă furnizorul nu are, nu are. Nu ai de unde să iei. Mai am întrebări de genul că, domnule, am găsit vitamina C la farmacie. O farmacie mică, ea, nu știu, poate are 100 de flacoane. Și normal când te duci tu ca persoană fizică, îți dă un flacon de vitamina C. Eu când mă duc la spital, trebuie să iau, nu știu, 10.000 de flacoane,
pe care le termin probabil în 2 săptămâni. Deci asta e, asta e nivelul. Nivelul e al nivelului. Da? Și eu când cumpăr, sunt ca să fac o cumpărare corectă, printr-o licitație, prin acorduri cadre și așa mai departe, astea durează. Și e posibil să fie gap-uri între livrări. Cum s-a întâmplat cu testele pentru elevi? Ca să revin la începutul emisiunii. Nu sunt familiar, dar da, am avut și noi. De exemplu, am avut o problemă la un moment dat cu vitamina C, am avut o problemă la un moment dat cu clexan, am avut o problemă la un moment dat cu adrenalina. Nu sunt neapărat problemele spitalului, sunt acești furnizori care nu sunt foarte mulți în țară. Noi de obicei lucrăm doar cu câțiva, sunt cei agreați, ca să spun așa. Și totdeauna vor fi furnizori agreați în România. Și cu ei lucrezi. Da. Ia uite. Pe această cale aș vrea să-l felicit pe domnul doctor Vezea de la secția de chirurgie, își face meseria cu suflet. Subscriu. Absolut, mă bucur. Mă bucur. Am avut și am avut o colaborare cu domnul doctor Vezea foarte bună. Bun, acum, mai avem câteva minuțele din emisiunea aniversară, ca să spunem așa. Am început abrupt. Spuneți-mi, ce se mai aude cu ancheta? Ați mai fost chemați, ați mai dat hârtii? Cu ancheta nimic, chiar am... Nu m-ați întrebat cu care, deci e clar că cu incendiu. Cu incendiu. Am numărat, anul trecut am avut de răspuns la 97 de hârtii de la parchet. Doar pe această anchetă, deci vă dați seama că am una la 2 zile lucrătoare, care practic îți blochează oarecum ziua, pentru că trebuie să te duci cu celeritate, să găsești echipamentul, persoana, formularul, fișierul sau, mă rog, ceea ce au cerut dumnealor. Asta spunând, colaborarea, sau, mă rog, dacă poate fi numită colaborare, e bună cu IPJ-ul și cu parchetul. Noi am încercat întotdeauna să le punem la dispoziție. Încă mai cer hârtii și acum? Chiar și ieri au cerut una. Bun, pare ciudat așa. Au cerut o hârtie, au trimis o hârtie prin care au cerut o anumită piesă de echipament. Da, e bine că se face o anchetă cu foarte multă atenție. Nu, da, știu. Fac eu ancheta, știu. Deci, jobul meu este să răspund cât de repede, nu s-a pus niciodată problema. Când terminați mandatul ăsta prim, probabil că o să avem și un rezultat parțial. Eu mi-aș dori mai repede, instanță. Pentru că v-am zis, problema pe care o avem noi este cu această lipsă de paturi, iar acele două saloane blocate, evident, și că acum, nu ajută. Care o fi rațiunea de a ține saloanele acelea blocate? Probabil pentru contraexpertize, din câte înțeleg eu, ne fiind în domeniul juridic, dar pentru contraexpertize, pentru că se fac expertize și contraexpertize, inclusiv la ceea ce s-a întâmplat celor decedați în incendiu. Deci, că medicina legală a zis cauza X. Rudele sau avocații sau altcineva dorește o contraexpertiză și se continuă, se fac aceste faci, dar acolo ce Dumnezeu să mai faci? Că nu este locul meu să le zic avocaților sau familiilor ce pot să facă sau nu. Dar ele sunt sigilate și sunt păstrate în starea de atunci. Da. Trebuie să ne oprim aici cu emisiunea. Domnul Filimon, și sper să ne vedem și la anul, nu? Pe 11 ianuarie. Dumneavoastră veți fi manager, nu știu dacă noi mai facem emisiune la anul. Sunt convins că veți face. Așa. Eu ce să vă doresc în anul acesta nou? Eu încep cu lucruri mărunte. Să vă găsiți o secretară sau un secretar care să treacă de proba. Și tensiune scăzută, nu? Asta nu știu, că nu am acces la dosarul dumneavoastră medical. Dar ce pot să vă spun? Eu aproape că v-aș da o diplomă pentru colaborarea foarte bună cu Consiliul Județean. Mulțumesc. Și o diplomă de rezistență și o diplomă de... Cum să vă spun? O diplomă în general. Când așa o aveți, cu drag o primesc. Dacă o puneți și în birou... Pe cuvânt că o facem astăzi. Nu știu dacă o pun în birou. Nu cred că am să o iau acasă. Vă mulțumesc tare mult. A fost Alexandru Filimon, managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, la un an de la semnarea contractului, având în vedere calitatea noastră de oameni care vrem să-l dăm afară, l-am invitat în emisiunea astăzi ca să își poată expune cu adevărat ceea ce crede că a făcut și vrea să facă în spital.
Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Cele bune, sănătate, aveți grijă pe cât posibil să nu beneficiați de serviciile instituției conduse de domnul Filimon, dar, cum spune domnia sa, este pregătit pentru orice. Ne oprim aici.